Având în vedere că ne apropiem vertiginos de încheierea actualului mandat, aș vrea să subliniez câteva din obiectivele care ne-au captat atenția și au captat atenția populației din comuna Gotlob și pe care am reușit să le încheiem cu succes. Unele sunt în curs de implementare, iar altele sunt în faza de aprobare și de obținerea vizelor necesare. Aș începe cu lucrările la modernizarea drumului Gotlob-Vizejdea, o valoare în jur de 95 de miliarde, mă refer la lei vechi, lucrare care are termen de finalizare 20 octombrie anul curent. După aceea avem modernizarea căminului cultural de la Vizejdea, unde am întâmpinat niște greutăți. În curs de execuție, modernizarea grădiniței cu program normal deocamdată de la Gotlob și mă refer la program de 8 ore pentru copii. Vrem să o dotăm și să o transformăm în grădiniță cu program prelungit. Fostul centru de permanență, respectiv dispensarul medical, e pe ultima sută de metri, e o bijuterie reabilitată pe vechiul sistem al clădirii, dar vă spun cu mâna pe inimă, merită toate laudele și constructorul și proiectantul. Cred că îl terminăm tot așa, în jur de 20 octombrie, centru care își va reporni activitatea cu medicină generală, cu stomatologie, cu ginecologie, cu pediatrie. În vedere trei piloni principali. Învățământ, sănătate și zestre edilitar a comunei. Lucrăm la ora asta la pistele de bicicliști și trotuare pe segmentul Gotlob-Vizejdea. Creșă, școală modernizată și recepționată și chiar vă invit să o vedeți, aveți ce vedea. Sunt puține școli în județul ăsta și n-o spun eu. Cu asemenea dotări și modernizări și reabilitări. Adică să ai în incintă și sală de sport și un teren multifuncțional și sale de clase puse la punct. Iar după aceea urmează aceste mari proiecte de anvergură pe care noi le depunem în luna septembrie și e vorba de accesarea fondurilor pentru încălzirea locuințelor cu ape geotermale, e o premieră pentru comuna Gotlob. Ne interesează în primul rând încălzirea locuințelor, bineînțeles și a instituțiilor, iar într-o etapă nouă, bineînțeles, un centru de recuperare, un centru de agrement, presupunând bazine de not și, mă rog, tot ce înseamnă lucrul ăsta. Tot ca o perspectivă, eu cred, îmi place să cred că imediată, că suntem într-o asociere cu alți colegi, 24 de colegi, pentru introducerea gazului metan.